aflat Bayram. Balon câștigat de Florentin Dumitru, jocul continuă foarte repede prin Eugen Trică. Claudiu Răducanu se demarcă în partea opusă, Trică este în dreapta, patru jucători, centrare destul de bună, a venit acolo Popiliu Stoica și gol! Gol excelent, Claudiu Răducanu, iată că nu se dezbinte, după 10 goluri marcate în returul campionatului trecut, Claudiu Răducanu înscrie în minutul 1, Steaua conduce pe Sloga Iugomagnat cu 1-0. 48 de secunde au trecut de la începutul partidei. Excelentă colaborarea dintre Dănciulescu și Trică. Dănciulescu a intrat în zona centrală, Trică s-a dus în margine. Vedem acum centrarea decarului Stelist, apoi lovitura de cap a lui Pompiliu Stoica și din poziție regulamentară acest monument de oportunitate. Practic, meciul începe de la 1-0 pentru Steaua. Cred că de mult timp nu a mai pornit Steaua într-o cupă europeană cu un gol în secunda 48. Vlad, să știi că Steaua de regulă face spectacol, mai ales când este vorba de primul tur al Ligii Campionilor. Niciodată steliștii n-au înscris mai puțin de 3 goluri în această fază a competiției. 3 la 5 jucători de la Steaua în careu, 2 foarte aproape de linia porții. Baciu vine iarăși la colțul scurt, acolo pleacă și mingea trimisă și gol! Gol de același Claudiu Răducanu. Vârful stelist, iată centrarea care îl viza pe Baciu, mai bine plasat pe traiectorie. Claudiu Răducanu înscrie cu o lovitură de cap bine plasată, este cred și greșeala portarului aici. Cred că este, Emil, totuși și o schemă gândită de Victor Pițurcă, pentru că am văzut și în această fază. Vine Baciu, parcă pentru el se îndreaptă. Îl găsește în schimb pe Bechiri, foarte bine s-a repliat Rădoi. În margine dă drum acum Mitriță, este o superioritate numerică în acea zonă. Florentin Dumitru centrează și gol! Excelent! Trică! Florentin Dumitru centrează decisiv pentru a doua moment, aduce liniștea în Ghencea. Suntem în minutul 83, Steaua conduce pe Sloga Iugomagnat cu 3-0, grație acestui gol superb înscris de Eugen Trică, centrare impecabilă a lui Florentin Dumitru și Trică plasează balonul cu capul în colțul lung. Ce înseamnă fotbal?